Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Din cauza recoltei agricole modeste și a scumpirii energiei din import, prețurile de consum vor continua să crească în Republica Moldova, estimează specialiștii de la Banca Națională. Ministrul de Interne, Ana Revencu, spune că acțiunile provocatoare ale celor de la Partidul Șor sunt organizate cu bani furați și cu sprijinul unor grupuri de interese de la Moscova. Alegătorii din Statele Unite au decis prin vot structura noului congres la jumătatea mandatului. De rezultatul scrutinului depinde de acum încolo guvernarea Biden. Prognoze pesimiste, prețurile de consum vor continua să crească. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, scumpirile sunt cauzate de recolta agricolă modestă din acest an și de creșterea prețurilor de import la energie pe fondul războiului din Ucraina. Pentru a mai tempera aceste tendințe, BNM a decis să mențină la 2,15% rata de bază a principalelor operațiuni de politică monetară. Rămân aceleași ratele de dobândă și la credite și depozite, 23,5%, respectiv 19,5%. Decizia va diminua presiunile inflaționiste și va reduce impactul lor asupra economiei, cred oficialii de la BNM. În luna septembrie, rata anuală a inflației în Republica Moldova a ajuns la 34,3%. Prognozele arată că inflația ar putea reveni în intervalul 7-10% în trimestrul 2 al anului 2024. Deși ar trebui să fie surse de vitamine, o bună parte dintre fructele și legumele din piețe și magazine sunt adevărate bombe pentru sănătate. Dovadă și numărul mare de oameni care ajung la spital cu intoxicații alimentare. Cum putem deosebi un produs ecologic de unul tratat chimic, vedeți în Telejurnal. Doi tineri de 24 și respectiv 23 de ani au ajuns la spital după ce au intrat cu automobilul într-un stâlp de electricitate. Accidentul s-a produs aseară în orașul Ialoveni. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul a pierdut controlul volanului, iar automobilul a derapat de pe șosea. În urma accidentului, conducătorul auto și pasagerul lui au rămas blocați între fiarele autoturismului, dar au fost scoși de două echipe de descarcerare. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția investigează cauzele și circumstanțele producerii accidentului. Și în 6 noiembrie, un tânăr de 26 de ani a murit după ce automobilul pe care îl conducea a ajuns sub roțile unui camion. Șirul alertelor cu bombe pare fără de sfârșit. Astăzi, în jurul orei 11, o persoană necunoscută a sunat la numărul unic de urgență 112 și a anunțat că la Curtea de Apel Chișinău, la Judecătoria Buicani, dar și la aeroportul Chișinău, ar fi fost plasate încărcături explozive. Toate cele trei apeluri au provenit de la același număr de telefon. Imediat la această instituție s-au deplasat toate serviciile specializate. Clădirile au fost evacuate și sunt acum verificate de geniști. În ultima perioadă, în Republică Moldova, au fost înregistrate sute de alerte false cu bombă. Ultima a fost chiar luni, tot la Judecătoria Buiucani. Un cetățean străin a încercat să plece din Republica Moldova, având asupra lui mai multe accesorii pentru arme. Incidentul a avut loc pe aeroportul Chișinău. Potrivit poliției de frontieră, el a încercat să scoată din țară câteva încărcătoare pentru arme de foc, o lunetă pentru pușcă și o baionetă. Contactați de TVR Moldova, reprezentanții poliției de frontieră au declarat că deocamdată nu pot oferi detalii privind naționalitatea cetățeanului străin și unde voia să ajungă. Cazul este în anchetă. Ieri seara, la intrare în aeroport, a fost depistat un cetățean străin care avea cu sine un rucsac textit cu încărcătoare pentru arme de foc, o lunetă și o baionetă pumnal. În prezent, polițiștii de frontieră cercetează circumstanțele cazului și ulterior vor reveni cu detalii. De la începutul lunii august anului curent, pentru asigurarea securității cetățenilor și excluderea riscurilor în acest sens, a fost modificată schema de lucru
și aplicație verificări suplimentare. Deci, la intrarea în aeroportul internațional Chișinău este instalat scannerul, staționarea în fața aeroportului este interzisă, echipe ale poliției de frontieră în comun cu colegii de la IGP, IGK, asigură patrularea în adiacentul aeroportului, dar și pe teritoriul acestuia. La fel sunt antrenate la menținerea regimului mai multe echipe canine specializate. O bună parte dintre fructele și legumele pe care le găsim în piețe sau în magazine sunt adevărate bombe pentru sănătate, deși ar trebui să fie surse de vitamine. Potrivit statisticilor, 50% dintre pacienții care ajung în spitale prezintă simptome de intoxicație alimentare. Una dintre cauze este consumul produselor cu un conținut ridicat de pesticide și nitrați, spun medicii. În sezonul rece, cu fructele astea care sunt exportate, practic, noi avem în fiecare zi internați câte 2-3 pacienți, zi la zi, adică cu intoxicație. Se vede că ori concentrația de nitrație mărită și de obicei se manifestă prin omă, diaree, febră. Am trebuie să fim foarte atenți. Varza care se vinde prin tot, pentru murători, pentru conservatori, pe urmă aceleși citrici care sunt aduși vară, mai ales foarte multe avem la banane. În această perioadă, majoritatea oamenilor spun că obișnuiesc să cumpere fructe și legume autohtone, mai ales că au din ce alege. Alții însă le preferă și pe cele de import. Puțin însă verifică și calitatea produselor. Cum alegem? Să fie proaspete, să fie gustoase și de noastre, numai decât a noastră. Cumpărăm și citrici, dar la mine băieții preferă numai banane și kiwi și astea le cumpăr. Mă uit și o să fie mai frumușele, mai nipătate, nistricate, așa mă uit și așa le cumpăr. E că niște cachi. Nu știu că sunt sănătoase sau nu, zaduse, dar eu știu cum le păstrează și unde. Așa. Cred că ei trebuie să aibă certificat care să dovedească că sunt bune. Ați solicitat vreodată certificatul la fructe? Am solicitat. Asta e minusul nostru. Nu stare deșteaptă la ales, așa. Și eu mă uit care sunt mai galbeni, sunt mai coapte, atât. În urma numeroaselor cazuri de intoxicații, Laboratorul Central Fitosanitar din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a extins lista substanțelor periculoase ce pot fi identificate în produsele de origine vegetală. Astfel, în prezent, dintr-o singură probă prelevată pot fi analizate 215 substanțe active, ceea ce înseamnă un control mai calitativ al produselor. Extinderea a fost făcută pe lichid cromatograf. Înainte noi analizăm numai 42 de substanțe, dar acum am extins până 165. Pentru asta a fost procurat kit de pesticide și alte reactive și consumabile, ceea ce ne-a permis extinderea dată. Este în continuu necesitatea de a extinde lista și mai mult, în primul și în primul rând, pentru a avea un control mai amplu a produselor care se plasează pe piață și un control mai riguros, să spunem așa, pentru a acoperi o gamă cât mai mare de produse de uz fitosanitar. Agenția Națională pentru Sănătate Publică le recomandă consumatorilor să cumpere fructe și legume doar din locuri autorizate și să le ceară vânzătorilor certificatul de inofensivitate. Un alt sfat pentru reducerea riscurilor intoxicațiilor este decojirea fructelor sau să fie ținute timp de o oră în apă rece și abia după asta să fie consumate. Printre simptomele intoxicațiilor cu nitrați sunt stări de slăbiciune, somnolență și convulsii. Partea Dulciu a demonstrat în ultimele două luni că este partea unor acțiuni coordonate împotriva intereselor naționale. Declarația a fost făcută de ministrul de interne, Ana Revenco, la emisiunea Punctul Pează de la TVR Moldova. Oficialul a mai spus că provocările celor de la jur sunt organizate cu bani furați și cu sprijinul unor grupuri de interese de la Moscova care se opun viitorului european al Republicii Moldova. Ministrul de Interne, Ana Revenco, a declarat că Partidul Șor profită de situația tensionată în domeniul economic și social și încearcă să schimbe cursul democratic al Republicii Moldova. Prin aceste acțiuni și cu banii furați din Republica Moldova, banii cetățenilor, încearcă să destabilizeze situația aici în țară. Asta înseamnă deja mult prea suficient pentru a realiza, și iată că decizia este, a realiza următorul pas, mult mai ferm. Da, așa cum am văzut colegul dumneavoastră, domnul Litvinenko, este hotărât să facă acest.
să-l veți susține mâine la ședința? Cu certitudine vom susține. Suplimentar, asta oricum încă o dată vine să susțină și investigațiile care sunt în plină desfășurare. Oficialul a mai declarat că organizatorii protestelor încearcă să racoleze tineri care pot fi ușor manipulați. Contra unor sume de bani sunt incitați acești tineri să opună rezistență, inclusiv prin violență, să facă acțiuni care ar însemna că îi subsemnează unor acțiuni care ar viza destul de puternic și semnificativ și viața lor și siguranța lor. Organizatorii protestelor din Chișinău motivează tinerii să acționeze împotriva propriului lor viitor, incitându-i la acțiuni de destabilizare, crede Ana Revenco. Au încercat să recruteze tineri de aici, din Chișinău, după care au mers în teritoriu, în localități mult mai îndepărtate. Păi au fost tentative să aducă grupuri de tineri, inclusiv din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, inclusiv din regiunea transnistreană. La protestul antiguvernamental de duminica trecută, 65 de persoane, între care și 4 minori, au fost duse la poliție și legitimate. Potrivit oamenilor legii, unii manifestanți erau băuți și făceau scandal. Printre protestatari erau și persoane cu antecedente penale, indivizi care aveau asupra lor obiecte periculoase, iar unii i-au agresat pe polițiști și carabinieri. Organizatorii au acuzat oamenii legii de abuzuri menite să suprime protestele la indicația conducerii țării. Forțele de ordine au anunțat că la manifestația Partidului Șor au participat aproximativ 1700 de oameni. Astăzi este dat în exploatare sistemul modernizat de apă și canalizare din Ungheni. Investiția a fost finanțată de Uniunea Europeană. Tot acolo s-au încheiat și lucrările de eficientizare energetică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu. De la Ungheni, Daniela Focșa ne oferă mai multe informații. Bună ziua, Daniela, te ascultăm! Bună ziua, doamnelor, domnilor! Ne aflăm acum pe acoperișul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Ungheni, unde au fost instalate 30 de panouri fotovoltaice cu o capacitate de 10 km per oră. Directorul instituției ne-a spus că pentru luna septembrie s-a reușit deja o economie de 12% la factura de energie electrică, adică aproximativ 5.000 de lei. Datorită măsurilor de eficiență energetică și termoizolarea totală a clădirii, se vor face economii și la agenții termic. Conducerea instituției spune că anual plătește o factură pentru încălzire de aproximativ 1 milion de lei, iar așa se va reuși economirea a câteva sute de mii de lei. Acum peste 1400 de elevi care învață în acest liceu au condiții mai bune pentru că instituția a fost renovată în totalitate datorită proiectului finanțat de Uniunea Europeană. În același timp a fost modernizată și rețeaua de canalizare și apeduct. E vorba de o investiție de peste 3 milioane de euro. Deși acest proiect era pe foaie începând cu anul 2014, de-abia în 2018 s-a obținut finanțare, iar în 2020 au început lucrările. Jumătate de an, elevii acestui liceu au învățat în două schimburi, iar acum, în sfârșit, toate au fost puse la punct. Pentru că puțin timp în urmă a fost și o ceremonie la care a participat reprezentanții delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, dar și reprezentanții APL-ului. Oamenii au spus, părinții copiilor, dar și profesorii, elevii, că deja Ungheniul vizibil se modernizează cu pași rapizi datorită investițiilor făcute de Uniunea Europeană. În Republica Moldova avem 4 licee în care au fost luate toate măsurile de eficiență energetică, iar în altele 4 lucrările sunt în derulare. Acestea au fost deocamdată informațiile. La revedere! Daniela, îți mulțumim. Continuăm cu alte știri. Zi extrem de importantă pentru viitorul Americii. E jumătatea mandatului și alegătorii au decis structura noului congres. De aceste rezultate depinde de acum încolo guvernarea Biden. Americanii au mers la vot cu gândul la teme majore pentru societate, precum avortul, armele de foc sau sistemul de sănătate. Nu s-a votat doar pentru Senat și Camera Reprezentanților, ci și pentru alte funcții importante. Mulți americani au stat la cozi pentru a-și exercita dreptul. Trimisul special al știrilor TVR în Statele Unite, Ramon Avramescu, ne aduce cele mai noi informații.
Au fost unele dintre cele mai urmărite alegeri pentru Congres din istoria recentă a Statelor Unite. După o campanie extrem de tensionată care i-a divizat pe americani, mulți analiști erau îngrijorați în legătură cu mobilizarea la vot a acestora, mai ales în condițiile în care ultimele sondaje arată că majoritatea cetățenilor americani consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Ei bine, la finalul zilei de vot, concluzia este că aceste îngrijorări nu s-au confirmat până la urmă. Prezența este una dintre cele mai bune la acest tip de alegeri, iar în multe state oamenii au stat la coadă ca să voteze, în unele locuri chiar ore bune. Ceea ce arată că încrederea americanilor în democrație nu a fost afectată semnificativ de teoriile conspiraționiste legate de fraudarea votului care au circulat în această campanie. Și mai important, nu s-au înregistrat incidente serioase, acțiuni de intimidare sau chiar violențe, așa cum se temeau unele voci. Ca o ironie, cele mai serioase incidente în legătură cu votul s-au întâmplat din nou în Arizona. Acolo, mașinile de înregistrare a buletinelor de vot, pe care chiar noi le-am filmat în urmă cu două zile în regiunea Maricopa, au avut niște dificultăți tehnice și din această cauză procesul de vot a fost întârziat. Republicanii au cerut chiar în fața unui judecător prelungirea timpului de vot cu 3 ore. Nu li s-a aprobat această solicitare. Până la urmă, autoritățile statului i-au asigurat pe oameni că toate voturile vor fi înregistrate și luate în considerare. Continuăm cu alte știri. Italia a fost trezită de un cutremur puternic în această dimineață. Seismul cu magnitudine de 5,7 a avut loc la ora 7 în Marea Adriatică între Croația și Italia, în apropierea de regiunea Marche. A urmat peste 30 de replici, iar oamenii speriați au ieșit în stradă. Deocamdată nu au fost semnalate pagube materiale și nici victime. Autoritățile verifică totuși clădirile care au suferit fisuri, iar Ministerul Culturii a activat o celulă de criză în acest sens. Mai multe curse de trenuri au fost anulate în regiunea Marche, iar unele comune au decis astăzi închiderea școlilor și universităților ca măsură de precauție. La Spitalul Regional din Ancona au ajuns mai multe persoane după ce, în urma sperieturii, au suferit atacuri de panică sau fibrilații. Nu a fost emisă alertă de tsunami, însă cutremurul a fost resimțit în tot nordul estul Italiei și în centru, inclusiv la Roma. A fost un cutremur puternic și în Nepal, unde seismul de 5,6 a provocat moartea cel puțin 5 persoane. Efectele s-au resimțit până la New Delhi. Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Seti, în vestul Nepalului, la o adâncime de aproape 16 km. O persoană este dată dispărută. Mai multe sunt rănite, iar 3 case au fost complet distruse. O operațiune de căutare și salvare este în curs de desfășurare. Autoritățile nu se așteaptă totuși la un număr mare de victime, întrucât zona în care s-a produs este slab populată. Acolo se află Parcul Național Captad, Țara fără ieșire la mare, se află la intersecția plăcilor tectonice ale Indiei și Eurasiei, fiind vulnerabilă la cutremure. La început de noiembrie, șoferii dau năvală în serviciurile auto pentru a-și schimba anvelopele de vară cu cele de iarnă. Astfel, conducătorii auto se asigură că primii fulgi nu-i vor prinde nepregătiți. Totuși, puțini dintre ei investesc într-un set de cauciucuri noi. Explicația este argumentată de creșterea prețurilor cu tocmai 20%. În aceste zile, la serviciurile auto din Chișinău, șoferii stau în rând pentru a-și schimba anvelopele, dar și pentru a face revizia tehnică a mașinilor. Printre cei mai responsabili sunt șoferii care transportă pasageri. Până în 1 noiembrie ne stăruim să fie schimbate, adică ducem pasageri, asta în siguranță, ca autori. Prețurile cresc în preț de an și trece mai scump și mai scump, cred, scumpiești tot. Cel mai important este aglomerația în perioada dată, adică când vine perioada de fric. Toți trebuie mai devreme, economisim timp și la sigur, pentru siguranță în trafic, că când se încep ploile, înghețurile, deci este pericol. Nimic nu costă atâta cât siguranța. Siguranța nu costă niciun ban, absolut. De asta tot timpul alegem un
un serviciu de calitate înaltă. De-am decurs de 3 săptămâni deja s-a început lucru intensiv. Anii trecuți vineau când cădea deamă zapada, când vineau deamă cu mașina fermatul. Reprezentanții magazinelor auto spun că în acest an au vândut mai puține anvelope de iarnă, după ce prețurile au crescut cu 20%. Cene au 1000 lei, 2-3 tisici lei, смотря какие размеры и какие марки шин. В принципе, по сравнению с прошлым годом, соответственно, цены, к сожалению, выросли где-то на процентов 20. Но люди готовы все равно приходить и покупать, потому что, в принципе, зимние шины должны быть в любом случае на машине. То есть, здесь очень много факторов. Выросли сам каучук, натуральный, синтетический, в принципе, который используется при производстве шин. Доставка, логистика очень сильно выросла. Experții auto le recomandă șoferilor să investească într-un set calitativ de cauciucuri, atât pentru siguranța lor în trafic, cât și a pietonilor. Cauciucurile de vară, când temperatura scade la plus 5, plus 3, plus 7 grade undeva, ele devin mai duri. Eficiența frămării, evident că e mai proastă. Vis-a-vis de cauciucurile de iarnă, care nu așa tare se reflectă la temperaturile joase. Adică ele devin, rămân tot flexibile. Plecând cauciucurile de vară, devin duri. Aderența cu asfaltul, evident că e diferită. Și pentru schimbarea anvelopelor, șoferii plătesc în acest an un preț mai mare cu aproximativ 25%. Pentru a spori securitatea în trafic, din 1 noiembrie până în 31 martie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a luminilor și pe timp de zi. Deși au rămas mai puțin de 2 luni până la Crăciun, atmosfera de sărbătoare se simte deja în orașele din România. Mai multe primării locale au început pregătirile pentru târgurile tematice. Cine a furat startul în acest an, aflați imediat. Crâniciorii polonezi au salvat 10 migranți din mlaștină de la granița cu Belarus. Operațiunea a fost extrem de dificilă, dar în final toți cei 10, majoritatea srilanchezi, au fost duși într-un centru pentru refugiați. Autoritățile de la Varșovia se tem că vor fi puse în fața unei noi crize umanitare, similare celei de anul trecut. În toamna anului 2021, granița Poloniei cu Belarus a fost asaltată de un val uriaș de migranți. Guvernul de la Varșovia și Uniunea Europeană au acuzat atunci autoritățile de la Minsk de faptul că au creat deliberat o criză pentru a destabiliza blocul comunitar. Protest în capitala Muntenegrului, unde mii de oameni au denunțat ceea ce ei numesc anarhia economică și socială din țară. În fața Parlamentului de la Podgorica, manifestanții au cerut alegeri anticipate. Micul stat din Balcane trece printr-o perioadă de instabilitate politică, ceea ce a culminat cu o moțiune de cenzură în această vară. În urma votului, guvernul și-a pierdut sprijinul parlamentar. Muntenegru, care are statut de țară candidat la Uniunea Europeană, nu reușește să adopte reformele necesare apropierii de clubul comunitar. Mirosul de scurțișoară, tarta dulce, vin fiert și farmecul decorațiunilor luminoase vor cuceri în curând marile orașe din România. Se deschid târgurile de Crăciun. Bucuria va fi dublată anul acesta de lipsa oricăror restricții. Primarii au fost însă mai atenți cu bugetul de sărbători. Pregătirile sunt pe final în bănie, pentru că mai sunt doar 3 zile până la deschiderea târgului de Crăciun. Căsuțe de poveste unicat, un brad înalt de peste 20 de metri, peste 1 milion de beculețe și figurine luminoase, dar și un patinoar de 700 de metri pătrați sunt pregătite să-și aștepte oaspeții la târgul de Crăciun de aici, din Craiova, care se va deschide vineri. Vin ultimele figurine luminoase care trebuie amplasate, se fac ultimele pregătiri la căsuțe, se racordează la curent. Anul trecut, Craiova s-a clasat pe locul 6 în topul european al celor mai frumoase târguri de Crăciun. Și anul acesta, cei mici vor fi răsfățați cu surprize. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Căsuțele. Căsuțele mi-au plăcut. Spiritul sărbătorilor de iarnă își face deja simțită prezența și la Sibiu. Târgul se va deschide tot în acest weekend. Organizatorii se așteaptă ca anul acesta numărul turiștilor să treacă de 100 de mii.
În Piața Mare din Sibiu a fost deja instalat bradul artificial de 11 tone și 24 de metri înălțime, cu mii de globuri. Așteptam să deschidă, să vedem ce surprize noi sunt și pentru cei mari și pentru cei mai mici. Vom avea multe atracții atât pentru turiști cât și pentru localnici, în primul rând pentru familiile cu copii, dar nu numai, roata, patinoarul, trenulețul, atelierul Moș Crăciun. În Brașov, autoritățile au decis să deschidă târgul de Crăciun de Sfântul Andrei pe 30 noiembrie și va fi păstrat până după anul nou. Vom avea 40 de căsuțe în Piața Sfatului și avem deja peste 100 de cereri pentru a le ocupa, urmând ca pe 17 noiembrie să anunțăm rezultatele finale. La finalul lunii se deschide și târgul din Cluj-Napoca, unde organizatorii ar vrea să renunțe la patinoar pentru a face economii. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Mai multe informații urmăriți în telejurnal ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!